așa să nu se rupă. Stoinescu Emil împlinește în primăvara aceasta 93 de ani. Avea 10 ani când a izbucnit cel de-al doilea război mondial și, cu toate că era mic la vremea aceea, își amintește și acum, după mai bine de 80 de ani, de teroarea unui astfel de conflict. Când eram copil în 1942, eu m-am pitit într-un parc care stăteam de frica bombardamentului, că bombardamentul întotdeauna venea la ora 11 ziua. Și a căzut la o pasăre ceva, o bucată pâine, și m-am speriat, am zis că mitralează. Nea Emil nu uită nici de efectele devastatoare ale războiului. La gura sobei, ca propriilor nepoți, ne povestește cu regret de cei pe care i-a pierdut în tinerețe. Mi-aduc aminte din oamenii care au fost aici, au murit peste 20 de tineri care ei nu făcuse perioada de instrucție, dar i-au luat în război, dar înapoi n-au mai venit. Au murit foarte mulți și mulți oameni care au rămas mutilați din cauza războiului. Fratele meu a fost în război și îmi povestea, îi punea pe armata română în frunte și ei că în urmă. Chiar și după ce războiul a luat sfârșit, țara noastră și-a revenit cu greu, dar unele pierderi nu au fost recuperate nici acum. După război a venit și foametea pe România. O secetă cruntă a fost, dar a fost greu că s-a trecut războiul 5 ani, de 4 ani, 5 ani, Oru a venit foametea 2, 7 ani a trecut România într-o criză foarte grea. La aproape 80 de ani de la terminarea războiului, bunicii noștri, cei care l-au trăit, ne sunt dovada vie că rănile unui astfel de eveniment se vindecă greu.